Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou, suntem față în față cu dumneavoastră și vă salutăm de aici din studioul nostru din București. Vă mulțumim că ați ales și în seara aceasta să fiți împreună cu noi. Așa că, fără să mai stăm pe gânduri, anunțăm tema care, așa cum am obișnuit până acum, este una deosebită și, bineînțeles, un invitat special, un invitat care l-ați mai văzut în cadrul emisiunilor noastre, așa că îi spunem un bun venit domnului reverend doctorant Sorin Horia Trifa, preot misionar în cadrul Bisericii Luterane, Sinodul Missouri. Sorin, bine ai revenit! Cătălin, bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Mă bucur să ne revedem de data aceasta la o nouă emisiune, bineînțeles, o temă pe care am anunțat-o cu ceva vreme în nume și este vorba despre Soli Deo Gloria. Practic, Sorin, ca să reamintim telespectatorilor noștri, am discutat despre Reforma lui Luther într-o emisiune, apoi am luat fiecare dintre cele 5 sole, le-am discutat, le-am tratat și cu ajutorul tău am readus în atenția publicului ceea ce a vrut și ceea ce înseamnă astăzi pentru noi fiecare dintre cele 5 sole. Practic, a spune că ultima din această categorie este Soli Deo Gloria și cu ajutorul tău vom vedea ce înseamnă și, bineînțeles, în tot acest pachet al reformei, practic, atunci când toate aceste sole au fost puse în public de către Martin Luther, a însemnat atunci și ceea ce înseamnă astăzi pentru noi. Cum ne putem gândi sau cum putem încadra Soli Deo Gloria în pachetul acesta despre care spuneam? Cătălin, vreau pentru început să-ți mulțumesc pentru faptul că, iată, am acordat reformei luterane din secolul al XVI-lea, tu ai acordat reformei luterane din secolul al XVI-lea, numai puțin de 8 emisiuni, aceasta este a 8-a. Am discutat timp de 3 emisiuni, așa cum tu ai amintit, despre reforma lui Luther, câteva aspecte istorice au fost aspecte teologice și am văzut și cum reforma se oglindește în prezent. Iar apoi, așa cum ai amintit, am vorbit despre toate celelalte 4 strigăte ale reformei luterane. Cred că toți cei care ne urmăresc au înțeles deja pe deplin faptul că reforma luterană din secolul al XVI-lea nu a fost o revoltă socială sau spirituală îndreptată împotriva autorității papale, cât a fost în mod special o trezire spirituală care a readus biserica din Evul Mediu înapoi la sursa ei, la originea ei, adică la biserica apostolică, reformând în felul acesta tot ceea ce ținea de viața bisericii, în speță teologia, practicile liturgice ale închinării și modul de viață al fiecărui creștin, după o normă foarte importantă, anume norma Scripturii, Scriptura fiind acel loc în care Duhul Sfânt, inspirând autori umani, a pus în scris voia lui Dumnezeu cu privire la om și modul în care Dumnezeu a acționat prin Iisus Hristos, Fiul Său întrupat, astfel încât omul să fie mântuit. Ca să înțelegem și să putem să discutăm despre Soli Deo Gloria, care este cumva vârful tuturor acestor lucruri, trebuie să ne dăm seama cum ajungem la Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria este o expresie în limba latină care în limba română s-ar traduce prin gloria îi aparține numai lui Dumnezeu. Și este foarte important acest soli aici, numai, doar lui Dumnezeu. Gloria, nu, Dumnezeu nu împarte această glorie a mântuirii, pentru că, repet, tot ce ține de sola, toate aceste strigăte ale reformei sunt strigăte soteriologice, adică referitoare la mântuirea omului, nu la alte aspecte. De ce la capitolul mântuire gloria îi revine numai lui Dumnezeu? Este un pic contrar părerii creștinismului postmodern, care fiind un creștinism destul de axat pe om,
homocentric, să spunem așa, îi este foarte greu să accepte faptul că numai Dumnezeu poate fi glorificat pentru mântuire, iar omul nu are și el parte de o gloria mică pentru efortul pe care el la rândul său l-ar depune în această direcție. Ca să înțelegem foarte bine solideo gloria, trebuie să revenim la dilema lui Martin Luther din secolul al XVI-lea. Biserica medievală, vă amintiți foarte bine faptul că am spus deja, predica un, haideți să spunem așa, o credință a legii. Omul era împovărat în continuu cu tot felul de lucruri pe care trebuia să le facă, astfel încât prin efortul său să satisfacă un Dumnezeu drept care avea pretenția ca omul să fie la fel de drept ca și el. Ne aducem aminte de Romani, capitolul 1, versetul 16, respectiv 17, în care spune dreptatea lui Dumnezeu se revelează, iar biserica înțelegea că acea dreptate trebuie imitată de către om. Iar Luther a ancorat în această învățătură pe care biserica o preda în secolul al XVI-lea, ajunge la întrebarea cum poate până la urmă un om păcătos, care este păcătos în fiecare zi, să fie totuși salvat de către Dumnezeu. Apropiindu-se de Scriptură, era foarte clar să observe faptul că omul păcătos era destinat spre iad și găsim, de exemplu, lucrurile acestea foarte clare, mai ales dacă citim, de exemplu, capitolul 3 din Epistola Sfântului Apostol Paul către Romani, unde ni se vorbește clar despre păcat, despre faptul că toți oamenii au păcătuit, că niciunul nu este drept, că niciunul nu merită mântuirea, că niciunul nu se află în, nu a atins standardul lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, faptul că omul nu poate să iasă prin sine, prin propriile puteri, din această situație delicată în care se afla față în față cu Dumnezeu. Și în această situație, Luther cumva ajunge la aceeași întrebare pe care și-au pus-o și ucenicii Domnului nostru Iisus Hristos. Să ne amintim de Matei, capitolul 19, versetul 25, este o întrebare extrem de importantă. Atunci, cine va fi mântuit? Este evident că ori de câte ori privim la lege, și noi ajungem să ne punem această întrebare, căci dacă conform Sfântului Apostol Paul în Roman capitolul 3, cu toții suntem păcătoși, toți suntem căzuți, toți ne-am rătăcit de la voia lui Dumnezeu și nu mai împlinim ceea ce Dumnezeu cere de la noi, care sunt șansele cumva ca din această mare mulțime de oameni, măcar unul, să ajungă la mântuire? Și acesta este momentul în care Luther face, sau mă rog, nu, el, aș putea să zic că Duhul Sfânt îl luminează să descopere în Scriptură ceea ce ajunsese să fie aproape ascuns datorită modului în care teologia a evoluat de-a lungul Evului Mediu. Și descoperă exact răspunsul pe care Domnul nostru Iisus Hristos îl dă în Matei, capitolul 19, ucenicilor care pun întrebarea cum poate sau cine poate atunci să fie mântuit și acolo. Dacă ne uităm un verset mai târziu, la versetul 26, spune Domnul Iisus Hristos, pentru oameni mântuirea este imposibilă. Eu parafrazez, spune pentru oameni este imposibilă. Pentru oameni mântuirea este imposibilă, dar pentru Dumnezeu ea este posibilă. Și astfel Reforma ajunge să cunoască Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă legea ne vorbește despre ceea ce omul trebuie să facă ca să fie mântuit, dar pe lângă faptul că ne spune ceea ce omul trebuie să facă pentru a fi mântuit, legea ne mai spune ceva. Nu lasă lucrurile simple, ok, ai eșuat, o iei de la capăt sau... Nu, spune clar, cine nu împlinește toate poruncile acestei legi, este blestemat. Citim în Deuteronom. Blestemat este cel
care nu împlinește toate cuvintele acestei legi. Evanghelia nu face acest lucru. Evanghelia, legea este cumva homocentrică, este centrată pe ceea ce omul face. Subiectul principal, actorul principal al legii este omul. Omul face sau nu face. Subiectul principal, actorul principal al Evangheliei este Hristos și ceea ce Hristos a făcut pentru om. Omul este pasiv, Hristos este cel activ. Sorin, Evanghelie. Foarte frumos. Îmi place cum ai pus în balanță cele două componente. Dacă Domnul Hristos face și omul este cel care primește, ar zice că și gloria, slava, ar fi să fie la fel. Și aici, practic omul n-ar avea niciun drept să pretinde cumva prin ceva, la un moment dat să zic o mică parte acolo, mi se cuvine și mie că de, m-am dus la biserică sau știu eu, am cântat în corul bisericii sau, da, chestii de, bineînțeles, și asta vorbim de mântuire, nu vorbim despre răsplată și de, deci practic până la urmă trebuie să fie foarte clar, la mântuirea omului, și am tratat-o, dar așa cum la mântuirea noastră, Domnul Hristos este cel care ne dă mântuirea în dar și gloria tot lui se cuvine. De fapt, repet, soli deo gloria este o consecință, este o concluzie a tot ceea ce reforma a învățat în ceea ce privește mântuirea, din punct de vedere soteriologic. Știi la ce m-am gândit? Cer scuze că te rog. Mă gândeam așa la o analogie cu creația. Dumnezeu a luat în fiecare zi, a făcut ceva și a zice că în fiecare dintre aceste sole s-a bătut în cuie niște principii, da? Niște adevăruri, Scriptura, credința, harul, a spune chestii, niște componente fără de care mântuirea n-ar fi avut loc. Da? Nu poți să ai, dacă n-ai har, nu poți să ai credință, nu poți să ai, dacă n-ai cuvântul lui Dumnezeu la fel, nu poți să afli și, bineînțeles, dacă n-ar fi Hristos, n-ar fi nimic. Omul ar fi, până la urmă, mort, veșnic mort. Și la un moment dat spune că după creație Dumnezeu s-a odihnit pentru că a văzut că lucrurile toate au fost bune. Ceea ce face soli deo gloria este, până la urmă, este înculunarea a tot ceea ce am discutat noi înainte. Toate cele celelalte sole, practic, sunt înculunate în această ultimă și spune, Doamne, dacă Dumnezeu n-ar fi dat pe Domnul Hristos, dacă Dumnezeu nu ne-ar fi dat harul, nu, dacă Dumnezeu nu ne-ar fi la credința, dacă Dumnezeu n-ar fi făcut absolut nimic. El este singurul care a făcut bine și a lui să fie glorie. Este foarte corect tot ceea ce ai spus, însă ca să putem să ajungem la concluzia aceasta, trebuie să ne cunoaștem pe noi înșine. Trebuie să realizăm faptul că noi nu am făcut nimic. Nu numai faptul că nu am făcut nimic, dar nu aveam nici măcar potențialul să facem ceva. Pentru că Sfântul Apostol Paul spune că noi eram morți în păcat. Iar un om mort nu mai are nici inițiativă, nici puterea de a face ceva. De aceea vorbim despre gloria acordată exclusiv lui Dumnezeu. Pentru că lui Dumnezeu i-a aparținut totul. Iar când spun totul, nu mă refer doar la forța motrice, la motorul care a creat acțiunea în sine, ci inclusiv la inițiativa mântuirii, Cătălin. De ce spun lucrul acesta? Pentru că astăzi există, de exemplu, oameni în creștinism care vin și spun în felul următor: Dumnezeu este cel care mântuiește, dar omul are o inițiativă a lui în privința mântuirii. Este văzută situația ca și când se lansează o întrebare, iar omul poate să răspundă cu da și nu. Și Dumnezeu întreabă, vrei să fii mântuit și tu bifezi? Da, nu. Și atunci dacă tu bifezi da, tu nu faci nimic pentru mântuire pentru că ești incapabil pentru a face ceva, dar Dumnezeu reacționează la răspunsul tău pozitiv, la inițiativa ta de a accepta mântuirea și în felul acesta El canalizează harul
și te salvează din robia păcatului, a morții și a diavolului. Soli Deo Gloria vine să arate faptul că mântuirea este din toate punctele de vedere numai gloria lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a venit și cu inițiativa și cu voința și cu putința de a face ceea ce noi nu am fi putut. Așa că îi se cuvine și gloria. Și atunci normal că îi se cuvine și gloria. Iar Roman capitolul 3, despre care am amintit foarte clar, arată că nici un om nu are nici inițiativă, nici putere, nici voință în ceea ce privește mântuirea. Din contră, alegarea omului neatins de Duhul lui Dumnezeu pe pământ este în continuu îndreptată spre a satisface voința păcatului, spre a răspunde chemării păcatului și în felul acesta, evident, pentru spre a-L disprețui pe Dumnezeu și voința lui Dumnezeu. Evanghelia, care este prezentă pe tot parcursul Scripturii, de la începutul ei și până la sfârșitul ei, este relatarea, este vocea suavă a lui Dumnezeu despre ceea ce El a făcut pentru noi și ne arată cum încă din veșnicii Dumnezeu a ales să-L mântuiască pe om. Fiul Său, a doua persoană a Trinității, a luat inițiativa de a se întrupa, pentru că Scriptura Domnului Iisus Hristos însuși spune că El a vrut să facă lucrul acesta. Nu a fost obligat de Dumnezeu Tatăl, nu a fost forțat, a fost pur și simplu inițiativa Dumnezeului nostru trinitar ca acest lucru să se întâmple. Domnul Iisus Hristos s-a întrupat, adică a venit în lumea noastră în forma noastră, pe care, în trupul uman pe care l-a luat din pântecul Sfintei Fecioare Maria, prin lucrarea tainică făcută de Duhul Sfânt, a trăit o viață de pietate față de lege, adică a ascultat în mod perfect de lege, și pentru că nu era absolut deloc păcătos, deci legea nu putea să-l tragă la răspundere cu nimic, El a putut să ia asupra Lui, Dumnezeu i-a imputat Domnului nostru Iisus Hristos toate păcatele noastre și Domnul nostru Iisus Hristos a fost judecat pe baza legii pentru toate păcatele noastre, primind pedeapsa pe care fiecare dintre noi ar fi trebuit să o primim pentru păcatele noastre. Lucrul acesta este foarte sugestiv și frumos relatat de către Sfântul Profet Isaia, de exemplu, dacă citim capitolul 53. Da? Astfel, vedem că tot ce ține de mântuirea noastră a fost împlinit în și de către Domnul nostru Iisus Hristos. A fost împlinit de către Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă vă aduceți aminte, cred că atunci când am vorbit despre Solus Christus, am vorbit despre aceste două moduri în care Domnul Iisus Hristos a ascultat, s-a supus lui Dumnezeu. Adică a fost acea ascultare activă și ascultare pasivă, le numesc teologii. Ascultarea activă de voința lui Dumnezeu a fost faptul că El a împlinit legea. Domnul Iisus Hristos n-a încălcat nici măcar una dintre cele 10 porunci, nici măcar o dată în viața Lui. Domnul Iisus Hristos l-a ascultat pe Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos și-a respectat părinții, și-a respectat toți oamenii care erau puși ca autoritate peste El, inclusiv pe împăratul roman. Ne aducem aminte când a plătit birul, împăratul a plătit taxa la templu și așa mai departe. Nu a furat, nu a mințit, nu a comis adulter, nu a ucis pe nimeni, nu a poftit, nu nimic. Și în felul acesta El nu a avut păcat. Nu putea fi acuzat de lege sub nicio formă. Dar intervine și ascultarea pasivă a Domnului nostru Iisus Hristos. Iar ascultarea pasivă înseamnă că El, de bună voie, din proprie inițiativă, s-a supus voinței lui Dumnezeu de a i se imputa Lui toate păcatele oamenilor, ale mele, ale tale, a tuturor telespectatorilor noștri, și tot bat monedă pe a tuturor, a tuturor, a tuturor.
ca să se înțeleagă că faptul că Scriptura ne vorbește despre o ispășire universală a Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul nostru Iisus Hristos nu a luat asupra lui doar păcatele unui grup de aleși, a unei națiuni, a unui grup social, știu și eu, a unei rase și așa mai departe, ci a tuturor oamenilor, de la primul și până la ultimul, indiferent de locul și de timpul în care acesta a trăit. Aceste păcate au fost imputate lui, în felul acesta Domnul nostru Iisus Hristos a devenit nici mai mult, nici mai puțin decât cel mai mare păcătos, cel mai îngrozitor păcătos care a existat vreodată pe fața pământului. Este și un psalm care spune: eu sunt vierme, nu om, și așa mai departe. Iar Dumnezeu pur și simplu ne spune, tot Isaia 53, foarte frumos, l-a zdrobit în judecata lui, l-a desfigurat efectiv în urma judecății. De aceea, uite, aduc un exemplu, poate pentru foarte mulți telespectatori, filmul lui Mel Gibson, Patimile lui Hristos, poate să fie destul de dur. Am văzut oameni care erau chiar creștini, care erau chiar revoltați, considerând că duritatea a întrecut-o orice fel de măsură. Însă trebuie să vă spun și să afirm părerea mea, eu cred că momentul judecății lui Hristos, adică momentul răstignirii lui Hristos, a fost cel mai dur eveniment pe care lumea aceasta l-a cunoscut. Iar ceea ce filmul redă este doar o părticică din grozăvia suferințelor pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a îndurat ca să facă ispășire, adică să plătească înaintea, să plătească plata pe care legea o cerea pentru păcătoși, care este moartea păcătosului. Sorină, mi-a venit acum în minte o idee și nu știu dacă te-ai gândit vreodată sau ai mai auzit pe undeva ideea aceasta, dar mă gândesc oare de ce Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Hristos, bineînțeles, să împlinească legea, dar să și moară pentru păcatele noastre. Putea foarte bine să-l trimite, dacă tot vrea să-l trimite, și să-l dea ca exemplu. Uitați, Doamne, un om născut, crescut, trăit printre voi, a împlinit legea, ia uitați, se poate, faceți și voi la fel. Și ar fi putut înapoi să-l, fără să mai treacă prin toate, să spunem, grozăvile acestea de care vorbeai și, bineînțeles, de suferința asta care, până la urmă, i-a adus moartea. Deci, practic, puteți să-i uitați un exemplu, acest exemplu suprem, e om ca și voi, poate, dacă poate, îl puteți și voi. La revedere, continuați! O să rămâi uimit, Cătălin, de cât de mare este grupul de creștini care cred că, de fapt, aceasta este realitatea. Sunt foarte mulți creștini, eu am vorbit cu unii dintre ei personal, care spun: Domnul Iisus Hristos a venit doar ca exemplu, să ne arate că se poate. A, deci există așa ceva? Categoric există și nu sunt puțini oameni care vin și spun: omul, de fapt, nu realiza cam cum trebuie să asculte de Dumnezeu și atunci a fost nevoie de acest exemplu venit prin Domnul nostru Iisus Hristos. Sfântul Apostol Paul, însă, revin la Roman, capitolul 3, dar și la alte scriere ale lui, nu lasă de înțeles absolut deloc faptul că Domnul Iisus Hristos a venit doar ca exemplu și spune: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, spune Sfântul Apostol Ioan în Evanghelia sa la capitolul 3, încât l-a dat pe Fiul Său să moară pentru noi, nu încât ni l-a dat pe Fiul Său ca acesta să ne arate cum să ieșim împreună din moțirea păcatului. N-ar fi fost diferit de un guru sau știu un vrac sau știu că... Știi că de obicei celelalte religii cam asta au un model suprem, da, un profet, cineva care a ajuns la o cunoștință mai înaltă decât ceilalți și el a dat ca model și zice: voi faceți ca el. Dar toate lucrurile acestea sunt valabile, Cătălin, doar dacă avem o imagine optimistă cu privire la om. Și o imagine optimistă cu privire la om înseamnă că totuși omul undeva în străfundul lui conține și voința și putința. Și o să rămâi, sunt convins că nu o să rămâi surprins nici tu, nici telespectatorii noștri, să aflați faptul că există creștini. De exemplu, trebuie să numesc, că n-am încotro, teologia romano-catolică, teologia ortodoxă al bisericilor răsăritene ortodoxe, acest lucru învață. Faptul că acel păcat primar săvârșit de către Adam, părintele, proto-părintele nostru, a afectat omenirea, dar doar în sensul unei, haideți să spunem așa, alienări, a unei
îmbolnăviri a omenirii. E ca și cum omul, de exemplu, și-a pus la ochi o pereche de ochelari care nu este adecvată și ai văzut în momentul acela nu mai ai repere corecte ale existenței tale. Dar omul, dacă îl citim pe Părintele Stăniloae, de exemplu, acesta spune foarte clar faptul că omul a rămas întotdeauna și după căderea în păcat, un om care tânjește după Dumnezeu, care vrea să se înalțe spre Dumnezeu, care îl caută pe Dumnezeu, care face din Dumnezeu un țel al existenței lui, numai că îi lipsesc aceste repere și atunci are nevoie de harul lui Dumnezeu care cumva îl împinge, îl călăuzește, îi mai dă o mână de ajutor și așa mai departe. Însă din perspectiva aceasta, dar și din perspectiva tuturor religiilor păgâne, omul, viziunea asupra omului, acestor religii și acestor sisteme religioase, este una optimistă. Omul nu este mort în păcat, omul nu este complet inapt cu privire la mântuirea lui, ci este doar un pic rănit sau, mă rog, debusolat, rătăcit și așa mai departe. Adică o mare șansă prin propriile forțe. Dar conexiunea de lui cu divinitatea nu s-a pierdut niciodată și interesul lui pentru divinitate și nădejdea lui de a ajunge înapoi la divinitate nu s-a pierdut niciodată. Însă Sfântul Apostol Paul prezintă o altă realitate a omului, prezintă o realitate pesimistă, o realitate sumbră. Normal și, avea loc harul. Unde mai punem harul? Da, dacă... și el spune, voi erați morți în păcatele voastre. Iar atunci când el prezintă situația omului natural, el spune foarte clar, nu este nici măcar unul care să aibă vreo inițiativă, vreo dorință. Versetul, de exemplu, numărul 11 din Roman, capitolul 3, spune, nu este nimeni care să-L caute pe Dumnezeu. Adică nu este nici măcar unul care să-L intereseze această legătură cu Dumnezeu. Din perspectiva Sfântului Apostol Paul, omul nu tânjește după divinitate, ci din contră, omul se ascunde de divinitate. Omul își găsește plăcerea în a se opune divinității. De aceea Domnul nostru Iisus Hristos nu vine în lumea aceasta ca un exemplu, ci vine ca omul nou care renoiește toate lucrurile prin sacrificiul său. Tot în filmul lui Mel Gibson este o scenă în care, mă rog, Iisus merge spre răstignire, cade, vine Sfânta Fecioară Maria, rolul jucat de Maya Morgenstern, și în timp ce el se ridică, îi spune, mamă, uite, fac toate lucrurile noi. Iisus Hristos a venit să facă toate lucrurile noi, nu să dea un exemplu de cum ar trebui noi să acționăm. Pentru că oricât de multe exemple am fi avut, noi suntem incapabili, sau mă rog, omul natural este incapabil să reacționeze cum trebuie. Haideți să ne gândim câte exemple nu ne-a dat Dumnezeu și de câte ori n-a vorbit Dumnezeu în Vechiul Testament prin gura Sfinților Profeți. Ai văzut vreo schimbare la om? Nu. Dacă au fost schimbări, au fost schimbări de moment, după care, la scurt timp, când omul era bine, exact, către idol, când era mai rău, se pocăiau. Deci, omul nu are capacitatea respectivă. Și atunci, soluția a fost aceasta, ca Dumnezeu însuși să coboare pe pământ, să ia natura umană asupra sa, fără păcat, pentru că Domnul Iisus Hristos s-a născut în mod supranatural, nu natural, el nu este nașterea lui sau mă rog, concepția lui în pânte cu Sfintei Fecioare Maria, nu a fost rodul relațiilor sexuale între Sfânta Fecioare Maria și soțul ei, Sfântul Iosif, ci Scriptura ne spune clar că ceea ce s-a zămislit în pântecul ei este de la Duhul Sfânt. Și astfel, împlinind legea lui Dumnezeu, datorită faptului că era Dumnezeu, da, cel puțin noi asta afirmăm, Domnul Iisus Hristos a putut să ia asupra lui toate păcatele omenirii și să le poarte ca înaintea lui Dumnezeu,
Scriptura ne spune foarte clar, chiar Sfântul Profet Isaia spune că Dumnezeu l-a zdrobit, Dumnezeu a găsit cu cale să-L zdrobească pentru păcatele noastre, astfel încât El a plătit înaintea lui Dumnezeu toată plata. Și în discuția pe care am avut-o despre Solus Christus, am spus și cu alte ocazii, faptul că a plătit totul. Ce înseamnă că a plătit totul? Nu mai este nimic de plătit de către noi. Domnul Iisus Hristos nu a venit să dea un avans și restul creditului să-l plătim noi. Domnul Iisus Hristos nu a venit să, nu știu, să facă o plată cu valoare reziduală pe care la sfârșitul istoriei trebuie să o plătească și omul acolo, 10, 15 sau 3% cum sunt procente. Nu. Domnul Iisus Hristos a venit să facă o mântuire completă care nu mai are nevoie de niciun fel de adaos pentru a fi utilă, pentru a-și atinge scopul pentru care a fost făcută. Și în felul acesta vedem faptul că întreaga mântuire de la început până la sfârșitul ei este una externă omului, este una străină omului, este o justificare care nu vine din nimic interior omului, ci totul vine, așa cum a spus, din inițiativa, voința și putința lui Dumnezeu. Dumnezeu este marele campion al mântuirii noastre, ca să spunem așa. Noi oamenii nu aducem niciun merit. Iar Sfântul Apostol Paul este foarte, foarte clar în epistolele sale și în epistola către Romani, și în epistola către Galateni, și în epistola către Efeseni, cel puțin în primele două capitole, și în epistola către Tit, și în epistola către Timotei, lasă clar de, și în epistola către Coloseni, lasă clar de cât se poate de evident ideea că mântuirea nu vine din altă parte decât de la Dumnezeu, o mântuire externă omului. Tot efortul pentru mântuirea noastră a fost făcut de către Dumnezeu. Omul nu este implicat cu absolut nimic. Omul, există, Cătălin, în teologie două expresii, mai precis, vita activa și vita pasiva. Omul trăiește pasiv mântuirea, în sensul că el o primește pur și simplu de la Dumnezeu în dar, așa cum am văzut, prin har și prin credință, dar atenție, și credința este tot darul lui Dumnezeu, spune Scriptura, nu este de la oameni. Efeseni capitolul 2 cu 9 spune că credința vine de la Dumnezeu, ea nu este rodul efortului uman. Pentru că dacă am afirmat vreodată că această credință ar fi rodul efortului uman, desigur atunci cei care susțin și promovează sinergismul ar putea să vină să zică, uite, acesta este micul aport pe care omul l-a adus și atunci ar trebui și el să merite o parte din glorie, pentru că știi ce se întâmplă, oricât ai pune tu, ai suda tu bucăți de țeavă una după alta, dacă ultimul segment de țeavă nu este sudat, fie el chiar și de un centimetru, conexiunea nu poate să fie făcută cu robinetul și atunci apa nu va curge. Și atunci, în perspectiva aceasta sinergismului, mântuirea este făcută de Dumnezeu, este realizată de Dumnezeu, dar este dependentă și de voința omului, iar omul care își manifestă voința pentru mântuire, sigur că merită și el premiu cel mare, iar omul care nu își manifestă dorința pentru mântuire, desigur nu și-o merită. Și atunci noi personal vedem mântuirea ca fiind 100% efortul lui Dumnezeu. Nu există niciun fel de efort uman. Dumnezeu este cel care ne declară drepți și face acest lucru nu în baza unei dreptăți pe care o descoperă în noi, ci face acest lucru
în baza dreptății pe care Domnul nostru Iisus Hristos ne-a imputat-o nouă și în felul acesta noi suntem văzuți de Dumnezeu ca fiind drepți și neprihăniți înaintea lui Dumnezeu prin Hristos, prin lucrarea lui Hristos. Excelent modul în care ai prezentat ultima dintre aceste sole, soli Deo Gloria. A spune că termenul acesta a fost preluat de foarte mulți artiști, de foarte mulți muzicieni, aș aminti doar pe Bach, care îți semna faimoasele lui opere cu acest dicton, soli Deo Gloria, atunci când compunea pentru gloria lui Dumnezeu. Aș spune că dacă ar facem o aplicație, să ne întoarcem puțin în practica noastră, suntem beneficiarii acestui har, suntem beneficiarii a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Nu avem niciun merit. Asta este foarte clar. Dacă ar fi să aplicăm conceptul acesta în viața noastră, hai să ne gândim practic. Cum aș putea eu, după ce am primit totul, credință, scriptură, la cuvântul lui Dumnezeu, pe Domnul Hristos, a murit, a înviat, cum ar trebui să-mi trăiesc eu viața astfel încât în cununarea aceasta tot ceea ce a făcut Dumnezeu în viața mea? Aș zice că dacă ar fi ceva pe cu care eu aș putea să-L mărturisesc, să fac ceva pentru cei din jurul meu, ca și ei să-L cunoască pe Dumnezeu, exact, să îmi trăiesc viața astfel încât soli de o glorie, astfel încât viața mea să fie doar spre slava lui Dumnezeu și să nu mi-a rog absolut niciun drept și niciun merit. Ce am trebuit să fac practic? Justificarea nu este... justificarea din punct de vedere viziunea teologică protestantă, luterană și punctată de mulți protestanți, este faptul că justificarea este un punct, un moment în care Dumnezeu ne declară drepți înaintea Lui. Însă știm cu toții că direct conectat cu justificarea este sfințirea noastră. Dumnezeu nu este... Haideți să ne imaginăm. Justificarea nu este ceva de genul Dumnezeu ia niște nume și spune justificat, după care ușile se închid, becurile se sting și fiecare dintre noi își continuă drumul lui, numai că între timp calitatea noastră s-a schimbat din păcătos și cu destinația iad în justificat, cu destinația rai, în rest totul a rămas neschimbat. Duhul Sfânt este cel care lucrează în noi și ne sfințește, iar acest lucru se face inclusiv prin faptul că Duhul Sfânt pune în noi darurile sale, dar despre care vorbește și reformatorul Martin Luther în micul catehism, atunci când atinge tema Duhului Sfânt în analiza pe care o face crezului apostolic. Martin Luther nu vede acolo însă când spune că Duhul Sfânt ne înzestrează cu darurile lui, ne luminează cu darurile lui și așa mai departe. Dacă citim teologia lui Luther și scrierea lui Luther și viziunea lui Luther, vom înțelege faptul că acolo nu se referă la acele daruri spirituale despre care Paul ne vorbește în 1 Corinteni. Da? Ce este vorba despre vocațiile cu care Duhul Sfânt ne înzestrează pe fiecare dintre noi. Duhul Sfânt pune în noi diverse capacități care ne ajută pe fiecare dintre noi să-L glorificăm pe Dumnezeu prin viața noastră. De exemplu, lui Bach i-a dat această vocație de a fi un foarte bun muzician. Iar Bach a recunoscut faptul că această vocație de a fi un foarte bun muzician nu este ceva cu care el ar trebui să-și aducă laude sieși, ci îi aduce laude lui Dumnezeu, semnează, așa cum se vede și în spatele tău, cu soli Deo Gloria, pentru că el credea că această capacitate de a compune muzică bisericească se datorează unei vocații pe care Dumnezeu i-a oferit-o. În felul acesta, Dumnezeu oferă daruri și vocații multiple fiecărei persoane, iar rolul nostru sau modul în care noi
ne trăim viața după mântuire, este aceea de a pune aceste vocații în împlinirea a ceea ce Dumnezeu vrea de la noi, adică să-L iubești pe Dumnezeu mai presus decât orice și să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cum reușim noi să facem lucrurile acestea? Prin vocațiile pe care le avem. Iar vocațiile sunt deseori multiple. Un medic, de exemplu, îl glorifică pe Dumnezeu atunci când săvârșește actul medical, negândindu-se la cine este pacientul lui, câți bani are, cât poate să-i dea din acești bani și așa mai departe, ci gândindu-se că face acest lucru pentru Dumnezeu. Îl glorifică, îl iubește pe Dumnezeu mai presus decât orice și atunci săvârșește actul acesta medical pentru gloria lui Dumnezeu, în același timp îl iubește și pe aproapele său ca pe sine însuși și face actul medical din prisma aceasta. În același fel, dacă, să zicem așa, ne ducem la polul opus, așa cum societatea aceasta injustă ne-a învățat să gândim, mergem, de exemplu, către un om care mătură strada noaptea, în timp ce noi toți dormim. Omul acela mătură strada ca să îi placă lui Dumnezeu, iar noi, oamenii, când ieșim dimineața pe stradă, să fim bucuroși și el să zică: Doamne, uite, mi-am iubit aproapele ca pe mine însumi și am făcut curat ca aproapele meu să fie fericit la revenirea lui. Este foarte, foarte important să ne trăim viața în felul acesta, în felul acesta glorificându-L pe Dumnezeu pentru mântuirea noastră și pentru tot ceea ce El a făcut pentru noi. Și repet, noi avem vocații multiple. Lucrul acesta îl vorbeam unui grup de studenți în urmă cu puțină vreme. Unii dintre noi suntem, de exemplu, păstori, dar în același timp și ne facem datoria ca păstori pentru Biserica lui Hristos. Dar în același timp suntem și soți. Ne facem datoriile și față de soția noastră, față de familia noastră, față de copiii noștri. În același timp răspundem poruncii care spune: respectă-L pe tatăl și pe mama ta, pentru că suntem copiii unor părinți. Și sau ne supunem și ne facem datoria față de compania la care lucrăm, față de vecinii noștri, față de societatea directă în care trăim și așa mai departe. Toate lucrurile acestea trebuie să făcute spre slava lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este Cel care ne-a înzestrat, așa cum spune Martin Luther, cu aceste vocații pentru ca noi să putem să trăim o viață după voia lui Dumnezeu. Altminteri, în absența vocațiilor, noi n-am fi putut să facem acest lucru sub nicio formă. Așa este și slavă Domnului pentru ceea ce a făcut în viețile noastre. Noi va trebui să ducem procesul acesta de sfințire până la capăt, practic. Dar e un proces de sfințire pe care nu noi trebuie să-l ducem până la capăt, pentru că Duhul este Cel care continuă. N-aș vrea ca cineva să înțeleagă că după ce am fost justificați de Dumnezeu, noi suntem abandonați și lăsați în baza propriului nostru efort. Tocmai de aceea este solideo gloria, pentru că Dumnezeu este Cel care ne mântuiește de la începutul mântuirii și până când vom fi în împărăția lui Dumnezeu. Și justificarea noastră este opera unilaterală a lui Dumnezeu și sfințirea noastră este tot opera lui Dumnezeu. Chiar dacă într-adevăr în sfințirea noastră noi colaborăm cu Dumnezeu, dar cum colaborăm? Cătălin, omul mântuit, omul justificat învăța reforma luterană și au preluat această învățătură și alte biserici din marea familie protestantă. Omul justificat este omul simul justus et peccator, ceea ce înseamnă justificat și păcătos în același timp. Uite care este diferența de viziune, o spun foarte repede, între, de exemplu, Biserica Romano-Catolică și Biserica Luterană, să spunem. Da, vreau să-mi asum Biserica Luterană pentru că pe aceasta o cunosc și nu vreau să vorbesc despre alte biserici ca cineva să spună: Domne, nu ai spus ceea ce trebuie. Biserica Romano-Catolică vede cumva viața omului care pornește de la 100% păcătos, 0% sfânt și este un curs continuu spre
pe măsură ce procentul de păcătos scade, procentul de sfânt crește, undeva la jumătate este 50-50, iar într-un final omul ajunge să fie 90% sfânt, doar 10% păcătos, harul lui Dumnezeu lucrează, acoperă această gaură și omul este mântuit. Biserica luterană învață că omul justificarea este începutul mântuirii noastre, nu finalul ei, așa cum văd, de exemplu, unii teologi romano-catolici, cel puțin cei pe care am studiat eu. Biserica luterană vede practic totul liniar. Omul este în permanență 100% păcătos și 100% sfânt din momentul justificării și până în clipa mântuirii. Oamenii sfinți, oamenii justificați, oamenii mântuiți care își continuă viața pe acest pământ sunt oameni care continuă să păcătuiască. Și dacă ne uităm în lege, cred că niciunul dintre noi și dintre telespectatori nu ar putea să zic că nu e adevărat, eu nu mai păcătuiesc. Deși eu personal am întâlnit oameni care au avut necugetarea, să zic, să spună lucrul acesta, însă impresia a fost una foarte negativă. Realitatea noastră este că dacă ne privim cinstit la lege, vom observa faptul că în fiecare zi avem motive să regretăm faptele noastre, pentru că ele sunt contrare legii. Însă în fiecare zi noi ne pocăim și ne încredem și ne punem toată nădejdea și toată speranța în promisiunea pe care Hristos ne-a făcut-o când a spus că în jertfa Lui noi suntem mântuiți. Și acest lucru este deosebit de important să-l înțelegem. Faptul că viața noastră de sfințire este o alegare în și cu Hristos. Dacă Hristos ne-ar lăsa, noi ne-am reîntoarce în mocirla păcatului. Chiar și apoi trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Pentru că viața omului justificat, îmi spunea odată un profesor foarte frumos, nu este altceva decât o viață de cădere și de ridicare. Întreba cineva, cum îți trăiești ziua? Cad și mă ridic, cad și mă ridic. Cad în păcat datorită vechiului Adam, al firii mele pământești, care întotdeauna mă trage spre păcat și mă ridic, dar nu în sensul că mă ridic prin efort propriu, ci în sensul că în Hristos sunt ridicat de fiecare dată prin credința în promisiunea Lui. Asta este viața omului mântuit, asta este linia mântuirii, de aceea gloria trebuie dată numai lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are glorie, nu este glorificat doar pentru că atunci la momentul justificării ne declară drepți în ceea ce a fost făcut Hristos, ci gloria este dată lui Dumnezeu pentru că și restul vieții noastre de oameni mântuiți pe acest pământ, fiind o viață de simul justus et peccator, este datorată tot lucrării Duhului Sfânt continue în inima noastră, care punându-ne în fața legii de fiecare dată ne arată păcatele pe care le avem și naște în noi prin Evanghelie, prin cuvântul lui Dumnezeu, dorința după pocăință și nădejdea noastră în promisiunea pe care Hristos ne-a făcut-o. Astfel că atunci când ajungem la capătul liniei și ne uităm înapoi, nu găsim nimic nici la început, nici la mijloc, nici la final, în care să spunem, uite, ăsta este momentul meu. Ăsta este momentul meu pur și simplu. Nu există acest moment al meu. Excelent! Iată-ne că, prin ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns la capătul acestei emisiuni, emisiune extraordinară. Practic, și noi am încununat toată această serie cu această emisiune despre Soli Deo Gloria, ce îți mulțumesc în mod de spus, Sorin, practic, aș spune că au fost 8 ediții foarte, foarte bune, foarte apreciate și, bineînțeles, de o calitate extraordinară. Te-ai pregătit și îți mulțumesc că ne-ai împărtășit și nouă din cunoștințele tale. Trebuie să recunosc că prima dată când văd acest material pus așa cap la cap, tocmai de aceea ți-am și propus să le facem împreună, mai ales știind preocuparea ta pentru teologie. Ești un om care iubește cartea, iubește învățătura, în special învățătura scripturilor și de asemenea
darul pe care ți l-a dat Dumnezeu de a prezenta și celorlalți s-a văzut și în aceste 8 emisiuni pe care le-am făcut în emisiune. Practic, cu această ocazie încheiem un capitol din colaborarea noastră și aș vrea să vă spun, stimați telespectatori, profit de această ocazie, o veste bună, Sorin se alătură a spune echipei noastre, trece de la faza aceasta de invitat, bineînțeles, va rămâne un invitat în continuare al meu sau al altor realizatori ale emisiunilor noastre, trece de la calitatea de invitat la calitatea de realizator și practic dacă și așa nu avea ceva sarcini, îi mai punem și noi o sarcină în plus, aceea de a gândi, a pune cap la cap cunoștințele și bineînțeles de a avea o emisiune care va apărea în curând la noi, la Prodocens, cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles. Așa că, Sorin, ne spune bine ai venit și în echipa noastră. Vreau să-ți mulțumesc public foarte mult, în primul rând, pentru ceea ce faci și pentru modul în care te dedici acestei lucrări și dacă ceva m-a motivat să accept acest challenge, pentru că e o noutate pentru mine să mă ocup de o emisiune, a fost doar pentru că am văzut cât de mult efort depui și cât de mult îți dorești ca lucrarea Evangheliei să înainteze și tot timpul m-am gândit că poate Dumnezeu mi-a dat și o vocație în a te ajuta atât cât o să pot și pe perioada în care să pot, dar să ofer și eu un sprijin acestei misiuni pe care te-o faci și care este soli Deo Gloria, fără niciun fel de discuție. A spune emisiune care va fi misiune. Mi face misiune. Așa ne dorim, cu siguranță. Deci, realizator misionar, aș putea spune. Așa suntem și noi, stimați prieteni. Suntem vestitori ai Evangheliei. Practic, tot ce facem aici, să știți, și nu ne e ușor. Sorin, fiind prezent de mai multe ori în studiul nostru, a văzut problemele. Câteodată, când totul ar trebui să meargă bine, se întâmplă ceva care ne dă totul peste cap și trebuie să ne chinuim, să vedem ce se întâmplă. Sunt lupte spirituale, trebuie să recunoaștem și noi nu ne temem. Știm că avem în spate pe Domnul Hristos, Cel care ne motivează și Cel pentru care facem această lucrare. Așa că vă mulțumim, Sorin. Vom relua cu siguranță și alte emisiuni împreună. Realitatea la zi este emisiune în care discutăm problemele realității, iar mântuirea este o problemă a realității. A fost și va fi până va veni Domnul Hristos. Așa că cu siguranță vom relua. Stimați prieteni, încheiem emisiunea din seara aceasta. Vă mulțumim că ați fost și de data aceasta împreună cu noi. Până data viitoare, eu, Cătălin Vasile, împreună cu echipa tehnică, vă spunem la revedere!